Capitala Italiei, Roma, va avea parte de noi alegeri locale, iar printre favoriți se numără și actualul edil al orașului. Scrutinul de anul acesta se va desfășura pe fondul unor tensiuni generate din capacitatea autorităților locale de a rezolva problema gunoaielor din oraș. În ultima perioadă, pe străzile Romei s-au strâns adevărate mormane de gunoaie, iar pe străzi au apărut chiar și porci mistreți care au venit să caute de mâncare. Un număr de 22 de candidați se întrec pentru funcția de primar al Romei la scrutinul ce se va desfășura duminică și luni. 4 candidați sunt favoriți la obținerea funcției în Roma, iar printre ei se numără și actualul primar al orașului, Virginia Raggi. Aceasta candidează din partea formațiunii populiste și anti-europene, Mișcarea 5 Stele. Virginia Raggi își dorește un al doilea mandat în pofida numeroaselor critici la adresa ei legate de degradarea serviciilor publice. Roma se confruntă cu o criză a gunoaielor pe străzi zăcând adevărate mormane de deșeuri care au atras inclusiv porci mistreți. Aceștia au început să scormonească printre gunoaie și s-au plimbat nestingheriți pe străzi. La problema gunoaielor se adaugă și cea a buruienilor din oraș pe alocuri atât de mari încât acoperă ușile caselor și fac unele trotuare imposibil de folosit. Pe fondul acestor probleme, conform ultimelor sondaje, primarul populist al Romei, Virginia Raggi, ar mai fi populară în rândul a doar 15% dintre locuitorii Romei cu drept de vot. Cu toate acestea, oficialul consideră că a făcut o treabă bună și se consideră foarte populară. În anni noi abbiamo ripreso una città per i capelli, una città che era stata completamente abbandonata. Io sono a livello social, sono la sindaca più popolare non solo d'Italia, ma credo tra i sindaci più popolari del mondo. În 2016, Virginia Raggi era lăudată pentru faptul că era prima femeie care ocupa această funcție. La acea vreme, ea promitea să facă mari schimbări în oraș, mai ales că venea după o perioadă de câteva luni în care Roma nu avusese primar din cauza faptului că edilul anterior fusese implicat într-un scandal și demisionase din funcție. Cursa în primul tur din Roma se anunța a fi însă una foarte strânsă, întrucât potrivit sondajelor, niciunul dintre candidați nu ar putea câștiga alegerile din primul tur.